Salutare dragilor, bine v-am găsit la un nou episod din Carvlog. Astăzi o să facem un episod așa drăguț de Carvlog, Traglog. Eu acum mă îndrept către muncă și o să ne urcăm în camion cât de curând. Pe drumul ăsta merg eu zilnic când mă duc la muncă. Am cam, cât să zic, vreo 15 km de acasă și până la parcarea unde ținem camionul. Nu e foarte mult pentru că îl parcurs foarte repede. În mod normal m-aș fi dus pe autostradă pentru că e chiar lângă noi, dar am zis că hai să merg așa puțin pe naționale cât filmez, ca să iasă mai, să iasă mai frumos, să iasă mai drăguț. Na, bine, vedeți cum arată și naționalele pe aici, cum arată orășelele în Austria. Sunt destul de bune, sunt peticite și aici. Deci să nu vă gândiți că aici nu sunt peticite. Uite, sunt destule, aici e nou. Dar mai în spate era puțin peticit, acolo au pus smoală din aia, așa cum se crapă, pune smoală să nu se facă găuri. Dar oricum, chiar dacă e peticit, sincer, nu prea simți ceea ce e pe stradă. Sunt făcute așa frumos, la nivel, finisate, deci nu se simt. Mă, n-am mai filmat de mult un car vlog, așa că am zis să mă pun să filmez un car vlog, să vă mai... cum să-i zic, să vă mai satisfac așa pofta de car vlog. Pentru că n-am mai postat un car vlog de luni, de zile, de foarte mult timp. Faza e că inițial activitatea mea se baza pe truck vlog, deci în principal cu camionul și chestiile astea. Și am zis că dacă tot am făcut și car vlog-uri, zic hai frate să fac și car vlog, să pornim și seria de car vlog, să o continuăm în continuare, să nu o oprim aici. Pentru că mai sunt o grămadă de chestii de învățat, o grămadă de lucruri de făcut și cu mașina mică. Hai să-mi las scaunul un puțin mai jos, că stau cam sus, frate. Așa, uai, ce bine e acum. Bun. În ultimul timp în care car vlog-urile au fost lipsă, s-au întâmplat destul de multe lucruri. Mașinuța a fost zgâriată, soția mea a zgâriat-o puțin pe partea dreaptă. Nu e o zgârietură foarte adâncă sau foarte gravă, să zic așa, dar se vede și trebuie reparată. Așa că am decis să vopsim toată mașina sau să o înfoliem, dar cred că rămânem la faza cu înfoliatul, pentru că, na, cum să zic, e mai accesibilă, e mai ok și e mai fain. Deci dacă vrei să schimbi altă culoare, faci așa, dacă te-ai săturat o poți da jos imediat, pac și rămâi, revii la culoarea inițială. Vă leu, ce depășire ai făcut, nene. Ia să mă duc. BMW, dar nu prea trage, bre. Așa. Opa, stai că deja am luat viteză prea mare. Să mai încerc, că totuși suntem pe naționale, suntem pe drumuri care nu necesită o viteză atât de mare. Deși mie îmi place. Îmi place să văd când se duce, când așa imediat o calc. Na. Bun, să lăsăm încet acolo și autostrada. Deci, practic pe drumul ăsta mergi concomitent cu autostrada. Doar că pentru mine e mai bine să vin pe aici, îmi place mai mult. Mai vezi un alta, mai pui o frână, mai asta pe autostrada, mergi numai drept și atât. Pentru o stradă, na, că vrei să mergi rapid, imediat ajungi. Dar mie îmi place mai mult pe aici. Băi, ești nebun, uite un A6 All Road. Uite, ăsta e exact ca al meu, doar că e All Road. E mai înalt, e mai alea. Parcă are roțile prea mici, după ce e lat și are roțile prea mici. Nu e ok, nu-i stă bine. Așa. Da, în curând o să vedem și camionul, să vă arăt unde pun eu camionul și unde îl țin. În cazul în care se vede un cablu pe aici, înseamnă că e cablul de la încărcarea camerei, pentru că nu mai am baterie la cameră și am zis că să filmez cu ea așa și zic, pun cablu, frate, zic, filmez cu cablu, că n-ai destul de lung și nu mă încurcă foarte mult. Adică pe mine nu mă încurcă cu nimic în raza vizuală. Și cred că nu se vede nici pe cameră, pentru că e undeva în partea stânga camerei și așa mai departe și nu cred că iasă în evidență. Cred, nu știu, acum dacă iasă, îmi pare rău. Opa, ia uite că a pornit radio cu informațiile. Da. Am fost sunat de firmă să vin la muncă la ora asta, la cât, la 4:30, 4:30. Practic eu întârzi vreo 10 minute până la camion, da, nu e o problemă foarte gravă asta. Că luăm camionul și o să merg la firmă și o să vedem ce avem de făcut pe astăzi.
Asta îmi place mie la firma asta, frate, că nu, nu ești stresat de nimic. Tumba te sună, na, la ora cu tare să începi, vii la noi și vezi ce ai de făcut. Și apoi acolo îmi dă o foaie cu ce, cu ce am de făcut. Merge remorca cu tare, te duci acolo, schimbi cu aia, vin apoi și ai combinația, știi? Deci nu e, nu e nimic complicat, să zic așa, de aia și place că sunt mult, mult mai lejer aici. Mă simt mult mai bine. Așa, opa, bun. Na. Chestii ce s-a mai întâmplat cu mașinuța, mi s-a dus un rulment pe spate. Rulmentul de pe dreapta pe spate trebuie schimbat pentru că a început să se audă puțin. Luna asta o să-l schimbăm. Acum, adică stai azi în 15, am la bănuții, cred că mâine. Mâine cred că îmi și dau comandă de el pentru că, na, nu pot să-l lași, dacă lași începe să se ducă și mai tare. Și apoi nu e ok, nu vrei să se blocheze o roată în drum, mai ales la viteză mare și așa mai departe. Mie rulmenți de generație nouă, nu știu dacă se mai blochează ăștia, dar nu poți să știi, nu? Totuși o piesă acolo care nu mai funcționează în mediul ei natural și poate provoca probleme. Așa că mai bine îl schimbăm să nu am surprize și neplăceri. Încă am înțeles, rulmentul vine complet cu tot cu acel butuc, cu tot cu senzorul de ABS în el inclus și așa mai departe. Și costă undeva la vreo 120 de euro de la SKF. SKF am înțeles că e o firmă destul de bună de astfel de piese, așa că o să-mi iau și una și o să schimbăm acasă. O să mă uit pe internet dacă pot să o schimb eu acasă și dacă pot să o schimb acasă o să facem operația în garaj. O filmăm frumos să vedem tot procesul. Că na, dacă vine cu ăla complet, doar câteva șuruburi de desfăcut și atâta tot. Nu ar trebui să fie foarte, foarte complicat, na. În fine. Cam aia cu mașina, am avut câteva peripeții prin zăpadă cu ea. Era să rămân suspendat în ziua de Crăciun. Ba nu, în a doua zi de Crăciun, a nins extrem de tare aici. Voi ați văzut clipul acela ce l-am pus eu în track vlog, când am rămas acolo blocat cu camionul din cauza celuilalt camion. E bine, cu o zi înainte am rămas blocat și cu mașina mică, dar am reușit să ies cu succes de acolo, mulțumită căluților și cauciucurilor bune. Am reușit să ies fără să mă dau jos din mașină, pentru că zăpada era la vreo 20-25 cm și pur și simplu s-a suspendat mașina, frate, deci pur și simplu era în aer. Dar, na, cu chiu cu vai am reușit să o scoatem de acolo și n-am o probleme. Alte probleme, așa să zic, n-am mai avut absolut cu nimic. Am schimbat electromotorul la mașinuță pentru că m-a lăsat, adică, cum zic, deci m-a lăsat fix în fața casei. Când am ajuns în fața casei s-au stins luminile. Mi s-a aprins sensorul de ABS și de airbag înainte, după care s-au stins toate luminile, motorul încă rămăsese pornit, pentru că mai aveam ceva curent în baterie, și după aia a luat noapte și el s-a închis. Și n-am mai avut ce să-i mai fac. Așa. L-am schimbat și pe ăla, m-a ajuns undeva la 350 de euro, piesa cumpărată de mine, de pe Autodoc. A fost o, cum să zic, o operație destul de simplă, dar na, puțin costisitoare. Faza e că m-am dus cu mașina la service și la service mă costa 650 de euro să o fac. Și am zis, frate, zic, e prea scump, zic, ce Dumnezeu, 650 de euro, de ce naiba atât de mult? Și apoi mi-a zis omul ăla că doar piesa costa 250 de euro, nu? Nu, 250 de euro era manopera. Doar 400 de euro costa doar piesa și... Și zic, vede, cum adică piesa, zic, 400 de euro, zic, bă, dă-o mă asta, dar ce Dumnezeu, nu are bobină de aur, nu? Și nu, n-am mai făcut-o la serviciu, dar era extrem de scump, zic, ce 650 de euro, zic, nebun la cap. Și am luat legătura cu cineva care repară mașini, un român, un mecanic extrem de bun, mi-am comandat o piesă, mi-a schimbat-o el și aia e. Și m-am și garanție 2 ani la piesă, deci în cazul în care se duce, pot să o dau jos, să o trimit înapoi și așa mai departe. În schimb, de la serviciu, primeam garanție doar un singur an, știi? Și zic, bă, e mai bine, așa zic că am ieșit mai ok, știi? Am luat un electromotor de la Valeo, cred că firma Valeo, dacă nu mă înșel. Din câte am înțeles, e destul de bun. Așa că, până acum n-am avut probleme cu el absolut deloc. Încarcă foarte bine, merge foarte bine. Așa că nu cred că voi avea și probleme pe viitor. În cazul în care sunt, asta este, îl ducem la garanție și îl schimbăm. Na. Alte probleme chiar nu am mai avut cu mașinuța. N-am mai făcut car vloguri din cauza că n-am mai avut timp, știți? Și na. Asta este, știți și voi cum e cu timpul, că de el avem cea mai mare nevoie. Aude, aici avem și camionul.
Uite ce frumos, hai să fac așa o întoarcere să-l vedeți așa mai frumos. Doamne, ce m-am mai jucat aici pe zăpadă cu mașinuța când a nins. E super faină parcarea asta, să te învârți să faci chestii de astea. Na, ăsta e camionașul meu. Cu ăsta plecăm noi imediat, așa că hai să băgăm mașina în parcare și să ne punem la drum cu măgăoaia ce e de 40 de tone. Cum e aici? Na, asta e parcarea unde las eu mașina în fiecare zi. Zilnic o las aici, stai că nu e bine, că e un pic în drum. Eu să o pun în partea cealaltă. Uite aici, în partea asta, că aici rămâne așa la ieșire și nu e ok. Bun, uite, o punem aici și pac. Mai bine aici, da. Ok. Asta e. Bun, ne vedem în camion. Gata, dragilor, am reușit să mă urc și în camion. Punem centura aici așa frumos. Să nu vă mai luați de mine că nu port centură, pentru că eu o port, dar nu știți voi că eu port centură. Uite, așa punem centura, pac. Prindem luminițele, punem așa cotiera să pot să stau frumos. Mi-am pus aici tableta pentru că am început să mă uit la un serial foarte șmecher, la serialul Narcos. Care e blană, frate, e blană. Și îmi place foarte mult, așa că noaptea mai pun să mai merg așa. Trebuie să și alimentez, deci astăzi o să stau un pic mai mult la muncă, pentru că mi-a vreo jumătate de oră doar alimentatul și toate prostiile. Asta e ADBLU, are? N-are nici ADBLU, trebuie să pun și ADBLU. Asta este, nu-i problemă, așa, pe pompa de ADBLU așa mă enervează că nu are un magnet care deschide clapa aia și te chinui, bagi câteva grame la fiecare mână, te-ți dai așa pac, cât încet, să simți toată pompa, îi n-aș paru de tot. Așa, să ieși un drum, faci zic, ei, ce trebuie să ieși pe ambele benzi în drum. Și tot îmi streacă nenea asta. Și mă duc și eu. Op, așa. Dacă vedeți voi în oglindă, acolo n-aia mică jos, trebuie să ies complet ca să nu iau bordurile și toate astea. Alte băieții militari s-au dus să bage și un kebab ceva. Ca lumea treabă. Da. No, cam aia e treaba. Am făcut și car vlog-ul, să fie făcut. O să-i pun numele ăsta car track vlog. Car liniuță track vlog, știi, ca să iasă bine așa combinat una cu alta. N-am făcut niciodată asta, așa că facem acum. O să-l postez mâine. Astăzi este luni, mâine am timp numai bine dimineață, mă trezesc, le editez alea, pac și-l și postez. Poate-l fac chiar la noapte când vine la muncă, nu știu dacă o să am timp de asta. Dar noi bai, facem așa să fie. Ce vreau să vă mai spun eu vouă este că o să încep un proiect foarte interesant. Un proiect pe care îl vom desfășura cu ajutorul lui Aiurica și restul firmei de ETS2, adică RMX Romaniax, da? Pentru că așa era firma de ETS2, așa este și va fi în continuare. O să facem o chestie pe care nimeni nu a mai făcut-o până acum, o să implementăm o chestie foarte șmecheră. O chestie care vă va ajuta pe foarte mulți dintre voi. Ei bine, toată chestia asta se va numi Academia RMX, adică Academia Romaniax, și voi, cei noi veniți, sau chiar și mai vechi, o să aveți niște chestii foarte faine de învățat de pe urma acestui simulator, să zic așa, pentru că vom lucra cu simulatorul de ETS2. O să fiu implicat în chestia asta total, deci o să aveți îndrumarea mea, să zic așa, non-stop la fiecare lecție care va avea loc și o să puteți să dobândiți anumite cunoștințe. Asta doar dacă vreți și depinde de voi dacă vreți să faceți acest lucru. Vor fi câțiva pași care va trebui să-i urmați, iar la sfârșitul acestei chestii o să puteți să intrați și voi în firma Romaniax, da? Deci să vă jucați împreună cu noi, să faceți convoaie și așa mai departe. Pentru că noi nu am creat numai o firmă aici, noi am creat o comunitate foarte frumoasă, o comunitate cu foarte mulți oameni, cum să zic, o comunitate de prietenie, așa, deci nu numai vii și te joci sau chestii de astea, nu. Pur și simplu se joacă lumea și cu totul alte jocuri față de Euro Truck Simulator, deci foarte multe jocuri se joacă. Și în plus socializezi cu oameni ca lumea, poți depinde de ajutor în Photoshop sau cu un joc sau cu așa mai numit alte chestii, știi? Deci nu avem doar o firmă de ETS2 unde ne jucăm ETS2 și atât tot. Nu, pur și simplu am creat o comunitate extrem, extrem de frumoasă care în curând va ajunge la un an de zile de existență. Și na, e foarte, foarte frumos. Așa, nenea, să mă bag și eu,
că hăptă și stau la rând o oră aici să intru. Na. Dar o să facem un clip oricum special despre chestia asta, în care să învățați ceea ce aveți de făcut ca să puteți intra, să beneficiați și voi de testele astea de academie, de așa mai departe. Să învățați ce înseamnă să fii șofer, să învățați anumite lucruri și anumite chestii. Eu zic că o să fie o chestie foarte faină, o să fie în principal pentru copii, dar nu este o regulă, poți, chiar dacă ești și mai mare, nu mai ești copil, poți să vii liniștit, să înveți anumite lucruri și chestii care posibil te vor ajuta în viitor sau nu, asta depinde doar de tine. Într-adevăr, nu poți să compari simulatorul cu viața reală, dar având în vedere de manevre și așa mai departe și reguli și lecții de circulație și așa mai departe, toate lucrurile sunt la fel. Așa că o să aveți ceea ce, o să aveți ceva de învățat, ceva bun de învățat. Asta doar dacă vreți să faceți acest lucru, dacă vă place această meserie și vreți să vă faceți o carieră în meseria asta, să zic așa. Bun, dragilor. Cam asta e cu clipul de astăzi. Clipul cu academia o să vină și el zilele astea, pentru că lucrăm la el, vrem să facem un clip foarte, foarte frumos și o să vedeți acolo, o să aveți în descriere toate informațiile necesare ca să puteți intra și voi să beneficiați de program. Bun, cam asta este, se lasă seara, îmi încep programul, o să facem un live mai târziu, adică, na, luni, ziua de luni va fi cu un live, voi o să vedeți acest clip marți. Bine, dragilor, v-am pupat, eu sunt Ursu și vă urez drumuri bune. Pa, pa!